Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție Regiunea în Obiectiv, 24 februarie 2021, două părți distincte în ediția de astăzi, zic eu foarte, foarte interesante, cu invitație pe măsură. În prima parte vom discuta cu colegi de-ai noștri despre ce altceva, despre pandemie și despre presă. Adică presa în această pandemie, cum a afectat pandemia de COVID-19 presa din România și nu numai. Rămâneți alături de noi pentru că vor fi lucruri foarte, foarte interesante. Iar în partea a doua discutăm cu precădere despre campania Dă cu Love, nu cu Hate. O campanie inițiată de World Vision România, mai multe veți afla la vremea respectivă. Deja alături de noi via Skype, Ruxandra Hurezean, senior editor la revista Sinteza. Salutările, Ruxandra, bine ai venit în platou, chiar și așa via Skype. Bună ziua, bine v-am găsit! Și colegul nostru, Paul Niculescu, redactor șef la Cotidianul Monitorul de Cluj. Salutare, Paul! Salut! Bine te-am găsit, bine v-am găsit pe toți! Ne vom tutui în mod sigur pentru că ar fi, cum să zic, prea, prea și foarte, foarte, dacă nu s-ar întâmpla așa, între colegi. Bineînțeles, am să încep cu Ruxandra. Dacă ar trebui un head așa, cât de cât de impact să-l scrii despre presa în pandemie, cum ar arăta, cum ar suna? Derutată, destul de departe de realitate, ținută departe de realitate și confuză. Ea însăși derutată, dar și generator de confuzie. Am înțeles, Paul. Însă lucrurile astea sunt oarecum firești. Da, spune. Spune, Ruxandra. Ziceam că a fost oarecum firesc să fie așa. Ar fi fost culmea să nu fie. Deci până la urmă trăim la modul firesc această criză, așa cum o trăiesc toate celelalte categorii profesionale. Nu? S-a întâmplat să aibă o experiență inedită și educația din lume, din întreaga lume, nu numai din România. A fost în absolut toate domeniile o schimbare fundamentală. Noi am avut un moment de derută. Cred că suntem încă acolo. Noi ca presă sau la ce te referi? La presă mă refer, da, la presă. La felul în care s-a făcut presa. Da, pentru că despre toate acestea vom discuta, dar hai să-l lăsăm și pe Paul să facă deschiderea la ediția de astăzi. Care mi-aș spune așa. Spune, te ascult. Ne-am regăsit rolul și scopul pierdut în ultimii ani. Ne-am regăsit ca vectori ai unor îngrijorări ale societății. Noi ca presă ne-am adaptat, așa cum s-a adaptat și societatea la problemele din această perioadă, dar în același timp ne-am regăsit rolul și scopul pe care poate în anii de, să-i spunem, stabilitate dinainte ni l-am cam pierdut. Am reușit să ne dăm seama de valoarea unor lucruri simple și să recâștigăm încrederea oamenilor în presă. Foarte bine că le-ai punctat. Pe de o parte, treaba cu ne-am regăsit, să știi că în fiecare domeniu de activitate, dacă de la medicii care s-au aflat și se află în linia întâi, la presă, la dulgheri și la, știu eu, profesori, toată lumea zice, ne-am regăsit, ne-am mai liniștit, am mai tras frâna de mână să vedem din automobil natura mai pe îndelete. Posibil să fi resimțit fiecare lucru ăsta. Ce cred eu că e important, noi lucrăm cu oamenii și în foarte mare măsură cu sentimentele lor și cu gradul lor de încredere. Iar faptul că în această perioadă am putut să fim alături de cititorii noștri, de oamenii care au avut nevoie de încredere, au avut nevoie să-și găsească undeva un loc în care să-și refuleze frustrările. Sincer, chiar și cei care ne-au înjurat că nu acoperim cum doresc ei subiectele, ne-au făcut și-au făcut un bine și noi le-am făcut un bine ascultându-i. A crescut interactivitatea și a crescut
interacțiunea între cititori și jurnaliști. Ruxandra, în mod sigur ai pățit-o și tu și voi ați pățit-o ca fiecare coleg din presă, ba un taximetrist, ba o tanti în stația de autobuz. Ei, voi, presa, vă faceți de cap, ne mințiți, sunteți plătiți de unii și de alții. Ai pățit-o și tu, nu? Karen, problema presei, dacă este sau nu credibilă și dacă este sau nu îndrăgită de public, este veche în România. Așa este. Într-o societate neașezată din punct de vedere democratic și săracă, este a decurs oarecum firesc, dar acest firesc, îmi pare rău că n-am alt cuvânt pentru el, nu-i normal, n-ar fi fost normal să se întâmple așa, presa și-a pierdut credibilitatea și-a pierdut-o în toți acești 30 de ani. Vedem cum televiziunile au în spate oameni care au ieșit din pușcării, da? Și acum sunt patroni de presă. Vedem un tăvălug întreg de fake news, întreținut și de presă. Vedem campanii întregi pe televiziuni în plină criză pandemică, campanii care subminează cumva regimul strict al regulilor de sănătate, da? Nu știu dacă, și le politizează foarte mult, nu știu dacă am câștigat în perioada pandemiei încrederea publicului. Eu mă tem că dimpotrivă am mai pierdut din el. Am mai pierdut din public, am mai pierdut din încredere. Cei care au pierdut din public, Ruxandra, dacă au pierdut pe criterii... Eu vorbesc de presa din România întregime, nu de noi sau de tine. Sau de... Vorbesc de presa din România. Cei care au pierdut public în perioada asta, dacă au pierdut pe modul în care au înțeles să relateze, au pierdut pe criterii de profesionalism. Fake news-ul presupune intenție, promovarea cu intenție a unor știri false sau fără intenție, dar promovarea lor. Bun, dar presupune intenția. Faptul că există televiziuni, radiouri, site-uri care promovează știri bombastice, acel clickbait, nu înseamnă neapărat fake news. Înseamnă un apetit extraordinar al publicului pentru știri senzaționale, dar nu îi duce în zona de fake news. Îi duce în zona în care își bat joc de meserie. Foarte bine, Paul, că ai atins treaba aceasta cu senzaționalul versus fake news, pentru că de foarte multe ori le cam încurcă lumea, le încurcă inclusiv niște, așa am zis... Eu am participat în acest an de zile la două proiecte axate strict pe combaterea fake news-ului, pe demontarea minciunii. Proiecte inițiate de Press Hub. Da. Și avem acolo teme săptămânal în care identificăm fake news-ul și demontăm fake news-ul. Vreau să vă spun că și instituțiile de presă îl promovează. Atunci când le convine o informație și celor din, și cei din presă o preiau și o folosesc. Asta este un lucru foarte rău. Iar lupta cu confuzia și cu fake news trebuie să continue și trebuie să continue conștient. Dacă negăm acest lucru, nu înseamnă că îl și rezolvăm. Bun, cum poate fi combătut? Mă duc și spre Paul, hai să nu-l uităm acolo. Săracul încearcă să intervine de ori de câte ori vede necesară. Cum Uite, poate fi? Eu aș face din nou aceeași subliniere. Intenția de a propaga o știre despre care jurnalistul știe că este falsă constituie fake news. Sortarea informației în funcție de o agendă a zilei sau de interesele patronatului poate să fie o dezinformare, o să spunem o reglare editorială a conținutului. Dar nu este neapărat fake news. Când este făcut cu intenția de a produce efecte, atunci vorbim despre fake news. Nu spun că ar fi pe undeva în lumea asta, în România asta mare, și redacții care au o agendă a minciunii. Sunt ferm convins că... Avem astfel de redacții în România? Avem știri în România, nu avem redacții în România. Redacțiile lucrează cu știri, lucrează cu
materiale informative și nu poți să zici asta e o redacție axată pe fake news, dar poți să zici că le găsești. Avem în România, am avut în România site suspendat în perioada lockdown-ului. Da, au fost două sau trei site. Așa este, exact. Care a reapărut la câteva zile după ce a fost scos din, cum se numește în limbajul profan, a fost scos din internet și a reapărut după câteva zile cu același conținut înregistrat în altă parte. Asta ne spune că acolo era un laborator de fake news. Da, și miza era foarte mare. Fără miză nu ar fi făcut cineva... Ce voiam să spun este că pericolul nu îl reprezintă faptul că există două, trei site-uri aproape anonime care sunt închise pentru că promovează conștient. Acel ortodox.ro nu era un site anonim. Avea un trafic de speriat și probabil că l-are și în continuare. Nici asta nu înseamnă mare lucru, dar faptul că în instituțiile de presă consacrate se strecoară fake news, asta este o mare problemă. Faptul că se strecoară interese este o mare problemă. Faptul că s-a politizat foarte mult este o mare problemă. Faptul că există mai puțină responsabilitate aproape cu fiecare an care trece este o mare problemă. Sandra, tu este contrazic. Societatea este guvernată de legi și reguli impuse de politicieni. Nu putem spune că s-a politizat. Câtă vreme ei fac legile pentru și noi facem orice asta. Fac ei, și noi presa facem asta. Noi suntem trompeta politicienilor. Da, dar Ruxandra, Paul vorbește despre legi care vin de la legiuitor. Da, eu vorbesc despre cum se fac știrile și cum se fac materialele de presă. De cele mai multe ori, materialele de presă se fac. Paul, hai să o lăsăm pe Ruxandra să știe. Paul, hai să știe Ruxandra. Declarațiile politicienilor și interesele politicienilor sunt promovate în primul rând, că sunt ale unora sau ale altora. Dar știrile politice la noi și dezbaterile pe teme politice sau pe teme de bârfă politică predomină în presa din România. Predomină. Și asta este îngrijorător. Deci pe doamna Șoșoacă o vedem mult prea des pe ecranele din România. De ce ți-a venit ție ideea ca să discutăm și despre doamna senator Șoșoacă? Ideea era să discutăm despre responsabilitatea presei, despre credibilitatea ei și despre ce traseu a avut în perioada pandemiei. Eu am văzut, de exemplu, un studiu făcut de tinerii universitari de la UBB, de la Universitatea Babeș-Bolyai, da, care spunea că în perioada pandemiei televiziunile au pierdut din public. Au pierdut pentru că au câștigat rețelele sociale, au câștigat site-urile, au câștigat internetul, favorizată cumva această modificare și de telemuncă. Dar cred că treaba aceasta cu rețelele de socializare este premergătoare pandemiei. În acest studiu. Nu este. Dacă mă lăsați să termin ce vreau să spun, veți și înțelege. Deci este vorba despre faptul că oamenii lucrează de acasă. Lucrând de acasă, nu mai dau drumul la televizor sau la radio să meargă continuu. Da, dădeau mai des drumul la televizor, dădeau drumul la televizor mai des când nu lucrau de acasă? Păi exact asta e, Ruxandra. Se bat cap în cap pentru că la locul de muncă n-aveau televizoare. Deci e o inadvertență în studiul ăsta. Bine, voi puteți să credeți ce doriți. Nu, vreau să zici până la capăt, pentru că... Nu, eu, dacă mă lăsați și termin, da. Da. Vreau să vă spun că felul în care și-au gestionat oamenii de acasă timpul i-a îndrumat spre rețelele sociale și spre consumul media online. Că poate fi și emisiuni TV, dar ei au vrut să-și gestioneze timpul în funcție de segmentele lor de orare de lucru. Și atunci nu te uiți la televizor când chiar se întâmplă emisiunea, ci dacă vrei o cauți și o accesezi mai târziu. Dar consumul de TV, spun ei, că a scăzut. Asta înseamnă că și televiziunile, ca și presa scrisă, trebuie să se adapteze la noile vremi. Nu știu să ce să zic despre acest studiu, Ruxandra, dar am eu o presimțire, încă n-am văzut acest studiu, și dar mă bazez pe alte sondaje, studii, nu cred că a pierdut teren televiziunea. Sinteza, da. Nu cred că a pierdut
teren, au pierdut teren televiziunile. Paul, vin spre tine. Tendința de creștere a domeniului, a sectorului online, este vizibilă în ultimul deceniu. Că se întâmplă mai repede sau mai încet, ea este o tendință care a fost observată de, să spunem, de mai bine de 10 ani. Nu știu în ce măsură, și mie mi se pare că este o inadvertență în studiul ăsta, nu știu în ce măsură oamenii care acum stau mai mult acasă, consumă mai puțin televizor, televiziune, fie ea online sau prin unde herțiene sau, da, sau prin satelit, pentru că tot televiziune este. Câtă vreme produsul este realizat într-un studio TV sau este montat într-un studio TV, este televiziune, indiferent de canalul, vectorul prin care ea ajunge la consumator. Paul, se țin conferințe online, conferințe care nu sunt TV. Da. Există dezbateri la nivel internațional, pe care oamenii ăștia le urmăresc acum. Ceva în consumul publicului se schimbă. Vrem sau nu vrem să acceptăm asta? Ne interesează sau nu ne interesează? Întrebarea mea este alta. Studiul se referă la consumul de televiziune sau consumul de televizor? Adică urmărim pe televizor, presă TV, Paul, urmărim pe televizor TV, reportaje și jurnale de știri. De presă TV. Dar dacă nu... Ce m-am scap, am să caut și eu studiu și... Și eu vreau să văd acel studiu. Dacă dai mai repede de el, Paul, să-mi dai și mie. Da, Paul, Ruxandra a ridicat mai înainte problema cu, cum să zicem... Nu în cazul Șoșoacă, e persoana Șoșoacă. Nu, de fapt, nici atunci nu m-ați lăsat să termin, voiam să spun că acest subiect, Șoșoacă, urmează traseul subiectului Gigi Becali și altora asemănătoare. Da? O practici pe care televiziunile noastre le-au de mai multă vreme și continuă să le aibă. Deci asta este... Asta erodează credibilitatea noastră și asta arată că am învățat foarte puțin din pandemie și am învățat foarte puțin din ultimii 30 de ani. Stai, că nu înțeleg. Deci ce trebuia? Deci senatoarea Șoșoacă se duce la mineri, la ei acasă, presa n-ar fi trebuit să dea de știre deloc sau ce? Da, Karen, una este trebuia să dai un de silențiu, știre... o stampă sau ce? Nu. Karen, una este să dai de știre și alta este să te ții după Șoșoacă continuu. Există, adică noi nu avem măsură, adică noi nu știm, nu putem să dozăm știrile pe care le dăm despre cineva. Deci, Paul! Pentru că asta este meseria noastră, să știm să dozăm. Imediat. Paul, tu te-ai ține după Șoșoacă ca să preiau ideea Ruxandrei. Tu te-ai ține după senatoarea Șoșoacă? Nu, așa aș pune eu problema. Nu m-aș ține după. Faptul că doamna senator... Da. Șoșoacă se duce undeva, că s-a dus la Institutul Nasta, că s-a dus la mineri, poate fi o știre, dar știrea este mai degrabă modul în care s-a comportat ea acolo. Nu m-aș ține după ea. Dacă o televiziune decide cu bună știință că face audiență pe seama giumbușlucurilor pe care le face doamna senator, este o decizie editorială. Dar să nu uităm că există o legislație care obligă televiziunile mai ales la o anumită imparțialitate. Dacă îi alocă doamnei senator Șoșoacă 50% din spațiul de emisie, sunt curios cum vor păstra acel echilibru al prezentării tuturor participanților la jocul politic în celelalte 50% spații de emisie care le mai rămân. Deci cred că e cu dus și întors. Revin la ideea că trebuie să relatăm despre astfel de subiecte, pentru că oamenii aceștia au fost votați, sunt trimiși acolo, iar cei care au folosit un vot pentru a trimite acolo astfel de oameni, trebuie pe de o parte să vadă ce fac în Parlament cei pe care i-au trimis, iar cine știe, poate vor putea la următoarele alegeri să decidă în funcție de ceea ce văd. Mai avem circa 6-7 minute din această discuție tot mai interesantă. Ruxandra,
Multă lume se întreabă, nu numai Breasla, cititorii de rând, printul mai are vreo șansă să reînvie? Nu știu, în privința publicațiilor tipărite, dar știu că publicațiile tipărite absolut toate au și site-uri. Ele se prezintă și online. Prin urmare, presa scrisă are și această șansă, dacă știe să o fructifice. Noi mergem mai departe cu revista Sinteza și așa cum am început, așa continuăm, poate cu mai multă aplecare spre expertiză și spre știință. Adică în aproape toate articolele noastre... De ce ai pomenit știința la loc de frunte? Am pomenit știința pentru că ea pune la urmă greutate în ceea ce noi relatăm. Da? Și eu nu-mi permit să dau sfaturi colegilor mei, dar aproape de fiecare dată ar trebui să apelăm la știință și la experți pentru a putea pune ordine în lucrurile pe care le relatăm. Adică există foarte multă confuzie și foarte multă derută în rândul publicului. Ca să ne câștigăm credibilitatea, cred că trebuie să folosim ceea ce omenirea a folosit dintotdeauna pentru a progresa, și anume rezultatele științei și apelul la experți, la expertiză. Paul? În absolut orice vrem noi să relatăm, ar trebui să avem în spate opinia unui expert. Am înțeles, Ruxandra. Paul? Printul nu va muri. Există încă o categorie de cititori care își doresc să simtă în mână ziarul tipărit. Ziarul tipărit se produce cu niște costuri, nu numai la noi, în toată lumea. Ceea ce trebuie să înțeleagă lumea este că acele costuri trebuie să fie realiste și acoperite economic. Faptul că în Franța, în Italia, țări care au o tradiție extraordinară a presei, un ziar poate costa 3 euro, 3,50 euro și nimeni nu spune că e scump, se duce dimineața omul și ia cafeaua și ia ziarul, există abonamente, există ziare cu zeci și sute de mii de abonați, există acea tradiție întreținută prin efortul societății de a consuma presă. La noi lumea are impresia că presa e gratis, că nu trebuie să dea acel un leu, un leu 50 cât costă ziarul și se pare că e scump. Cred că aici ar trebui să mai înțelegem. Presa costă, cineva trebuie să-și asume calitatea prin niște costuri. Presa de calitate nu se poate face pe gratis. Ruxandra, se va termina cândva toată această pandemie. Să sperăm. Am înțeles de la tine și această rețetă, hai să-i spun așa, cu implicarea a cât mai mulți specialiști. Da, lumea domenii progresează. Trebuie să ținem pasul cu progresul lumii. Bun, nu. Adică... Și aici vreau să te întreb concret, cum vezi tu presa peste un an, 2, 4, 5, 8, 10, presa noastră din România? Cum o vezi ca și conținut? Habar n-am cum va evolua ea, dar pot să spun cum aș vrea eu să evolueze. Hai să vedem cum îți dorești tu. Cred că o șansă pentru presa din România ar fi să se dezvolte pe nișe. Adică să avem o presă specializată. Eu, de exemplu, aș citi o presă specializată pe domeniul sănătății. Dar nu avem în România. Aș dori să citesc o presă specializată pe geopolitică și politici externe. Nu avem în România. Există zone întregi neacoperite și neacoperite profesionist. Deci neacoperite așa cum trebuie le acoperite și cum sunt tratate în alte țări civilizate ale lumii. Asta și pentru că nu avem jurnaliști specializați în astfel de domenii. S-a văzut acum în pandemie câtă nevoie este ca informația să fie corectă și să fie extrasă din domeniul științei și extrasă din domeniul expertizei adevărat. Dacă noi vom continua așa, într-un soi de balamuc oriental,
nu știu dacă avem vreo șansă în viitor. Trebuie să ne vedem foarte bine interesul și conținutul este interesul nostru numărul 1. Dacă oferim conținut foarte bun, conținut credibil, atunci putem să spunem că avem un viitor. Indiferent de costuri, eu cred că oamenii vor da un ban dacă noi vom oferi o calitate. Dacă noi oferim ceva de care ei au chiar nevoie. Și am avut nevoie și am văzut că avem nevoie. Nu știm care este locul nostru în lume. Nu avem strategii de dezvoltare națională. Haideți să le arătăm cititorilor. Acel proiect de țară, despre acela vorbești, așa-i? Poftim? Despre acel proiect de țară vorbești. Nu proiect de țară, de politici de țară. Politicile de țară țin de toate domeniile cu putință, iar în pandemie s-a văzut. Suntem sau nu conectați la lumea largă. După deci această... știm sau nu știm. După această pledoarie, Paul, ce mai poți spune tu? Că există o nevoie de... trebuie să acceptăm ideea că societatea are nevoie de presă, iar presa are nevoie de societate, are nevoie de cititori. Presa are cititorii pe care și merită. Ruxandra spunea că vrea o presă nișată pe domenii foarte grele. Într-adevăr, nu sunt grele, sunt utile, sunt necesare. Sunt extrem de grele, Ruxandra, sunt extrem de grele când vorbești despre politică internațională și strategii. Acolo nu se face trafic, acolo nu se face audiență. Aceea este o presă greu de digerat, pe care o rumegă foarte, foarte puțin cititori. Paul, nu i-am sugerit pe cei mulți, sunt tinerii corporatiști care trebuie să citească presă sau ar vrea să citească presă dacă ar găsi ce interesează, dacă ar găsi marile teme. Dar noi, o zi întreagă, pe toată presa din România, discutăm despre ochelarii lui Barna. Sau despre nu știu ce a mai zis doamna Șoșoacă în nu știu care poartă de instituție. Dar o mică nișă, așa cum ai vorbit de nișă... Nu se relatează numai despre ochelarii lui Barna și despre vizita doamnei senator Șoșoacă. Eu vorbesc de majoritatea știrilor, de valul care... Pentru că acel val face audiențe. Acel val este... Are în spate... Dragii mei, suntem la final... Trafic aduce bani pentru acele... Eu vă zic așa, Ruxandra, Paul, rămâneți voi între voi acum în continuare încă puțin să mai discutați. Din păcate, ieșim din spațiul de emisie alocat acestei discuții, dar vă mai aștept. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Mi s-a părut o discuție foarte interesantă. Ruxandra, mulțumesc, Paul, la fel și ție, o zi bună și să ne revedem sănătoși cu bine. Noi mergem mai departe la regiunea în obiectiv. Peste 70% dintre copiii din România au fost martori sau victime ale fenomenului de bullying, potrivit unui studiu al Fundației World Vision România. Pornind de la aceste date îngrijorătoare, organizația anunță desfășurarea unei campanii de informare în școlile din sate. Copiii, părinții și profesorii vor învăța cum să recunoască acest fenomen și cum să reacționeze. Să vedem știrea. În cel mai recent raport al Organizației Mondiale a Sănătății, România este plasată pe locul 3 în Europa, în clasamentul celor 42 de țări în care a fost investigat fenomenul de bullying. Acesta se manifestă prin comportament agresiv fizic sau psihologic asupra copiilor, iar cyberbullying-ul este un fenomen asemănător, însă acesta are loc în mediul online. Peste 6.000 de copii din 15 comunități rurale din județul Cluj vor învăța cum să gestioneze aceste fenomene. Scopul campaniei Dă cu Love, nu cu Hate este de a-i face pe copii să înțeleagă gravitatea acestora și să știe cum să reacționeze în astfel de situații. Îi educăm cum să identifice fenomenul de bullying, cum să răspundă fenomenului de bullying, cum să facă față fenomenului de bullying, pentru că știm foarte clar că în această perioadă în care școala s-a transferat în online și în care avem din ce în ce mai mult de-a face cu online-ul, nu vorbim doar de bullying, ci vorbim și de cyberbullying. Și atunci acest fenomen cumva de bullying este prezent și în online, este prezent și în acolo unde școala se întâmplă față în față. Și efectele fenomenului sunt din ce în ce mai grave. Pentru că cei mai mulți dintre copii au petrecut în ultimul an sute de ore în mediul online, există acum un pericol și mai mare în ceea ce privește cyberbullying-ul, fenomenul de agresivitate și intimidare prin intermediul tehnologiilor digitale. Internetul și posibilitățile de comunicare oferite de acestea nu sunt foarte bine înțelese nici de către copii, nici de către, din păcate, nici de către părinții acestora, modul în care
identitățile, așa numiți prieteni de pe aplicațiile sociale, sunt realmente prieteni sau chiar sunt cine declară că sunt sub identitatea sau sub fotografia respectivă. Este un real pericol. Sesiunile de informare în cadrul campaniei vor avea loc atât fizic cât și online. Ne vom adapta la fiecare școală, acolo unde avem școli unde copiii sunt prezenți, vom intra în clase, vom avea aceste sesiuni de informare și de educare și acolo unde avem ore online vom participa împreună cu profesorii, împreună cu specialiștii Fundației World Vision România, psihologi, psihopedagogi, consilieri, la ore și vom face aceste campanii. Campania se desfășoară și în școli din județele Iași, Vaslui și Ialomița până la final lunii martie. Da, am revenit în platou. Tot pe această temă vom continua discuția cu aceleași personaje, dar și cu noi intrați. Prin Skype alături de noi, doamna Mihaela Loredana Naber, director executiv Fundația World Vision România. Sărut mile, doamnă! Bună ziua și bun găsit! Vă mulțumim pentru invitație și pentru că ne permiteți să vorbim despre noi. Vă mulțumim pentru că este de interes general și, bineînțeles, ne facem doar treaba. Totodată prin Skype, domnul Dragoș Strobiș, domnia sa fiind profesor de istorie la Liceul Teoretic Gelu Voivodă, Gilău. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua și mulțumim pentru invitație! Stimată doamnă, încep cu dumneavoastră, bineînțeles. Mă uitam alături de dumneavoastră la această știre pe care au realizat-o colegii mei pe această tematică. Mă uit la aceste cifre, nici nu știu de unde să o iau. Asta cu 71% mi se pare ceva teribil, dar vă întreb așa, de ce în ultima perioadă se tot accentuează acest fenomen de bullying și de cyberbullying? Cu ce vă explicați dumneavoastră ca specialist? Da, sunt foarte multe explicații care stau în spatele creșterii și accentuării acestui fenomen. În primul rând l-aș lega de accentuarea sau de fețele pe care le are sărăcia, spre exemplu, sau de accentuarea sărăciei în această perioadă, în special în ultimele 12 luni, de când știm foarte bine că ne confruntăm cu pandemie. În toată această perioadă știm că școala s-a transferat din școală acasă, ceea ce a însemnat că forțat, acolo unde s-a putut și unde am avut infrastructură, copiii au trebuit să se conecteze online. Asta înseamnă că au avut acces la informații într-un mod necontrolat și nesupravegheat, cu atât mai mult cu cât nici părinților nu au știut cum să răspundă informațiilor care veneau către copil și la care copilul avea acces. Pe de altă parte, acest fenomen de bullying se accentuează pentru că părinții în ultimul an, este ceea ce ne spun și părinții și ceea ce ne spun și copiii, nu înseamnă că dacă au stat unii lângă alții în case, au vorbit mai mult unii cu alții și atunci sunt anumite sentimente, anumite frustrări, anumite moduri de exprimare care ajung să se manifeste în acest fel și să ajungă să mergem spre fenomenul de bullying sau, dacă vorbim de online, spre cyberbullying. Este din ce în ce mai greu să identificăm acest fenomen, cu atât mai mult cu cât nu suntem educați într-un mod adecvat. Da, nu suntem școliți în acest domeniu, nu știm probabil la ce să fim cât mai atenți, dar cu timpul, numai timpul, cum să zic, în astfel de situații, probabil este dușmanul nostru. Cu timpul mai învățăm din această dexteritate. Domnule profesor, n-am cum să nu vă întreb la dumneavoastră. Aveți exemple de acest gen? Exemple negative? Exemple de neurmat? Ar trebui să precizez în primul rând referitor la... Mă auziți? Da, vă aud perfect. Sigur că conexiunea este în regulă. Referitor la violența în mediul familial, în societatea românească, trebuie să recunoaștem acest lucru, că este și o anumită tradiție în acest sens. Deci când eram eu școlar, bătaia aproape că era ruptă din rai, ca să citez această vorbă
foarte apreciată, din păcate, la nivelul mentalului colectiv, corecții fizice care se adică aplicau era, și de către profesori. Era la ordinea zilei în școli, da? Disciplina era la ordinea zilei între elevi sau elevi, profesori-elevi sau cum? La ce vă referiți mai concret, domnule profesor? Pe vremea mea, agresiunea profesorilor, când eram eu la școală, în anii 90, agresiunea profesorilor față de elevi. Unii profesori, hai să nu generalizăm. Unii, nu generalizăm, într-adevăr, dar agresiunea verbală sau fizică erau chestiuni la ordinea zilei. Acum, care este partea bună? E faptul că informația circulă și astfel de comportamente pot fi dezvăluite și corectate. Nu vorbesc aici de dezvăluire în sensul de a timora cadrele didactice sau de a crea o imagine negativă asupra școlii, dar trebuie să înțelegem un lucru. Un astfel de eveniment, o astfel de situație pe care o traversează un copil, poate lăsa urmări adânci în sufletul acestuia. Îmi amintesc zile trecute, de exemplu, cu elevii de la clasa mea, la care sunt diriginte, am făcut un exercițiu cât se poate de simplu pentru a conștientiza până la urmă ce înseamnă bullying-ul și cyberbullying-ul. Le-am cerut să iau o coală de hârtie, e un exercițiu des întâlnit de altfel în a informa pe elevi și a-i responsabiliza în privința acestei probleme. O coală de hârtie pe care să o strângă în mână, da. După aceea să încerce să o netezească și să constate dacă într-adevăr foaia a revenit la forma inițială. Evident, nu este cazul, iar urmele care rămân pe această foaie sunt de fapt și cicatricile sufletești cu care un copil va trăi mulți foarte ani. Foarte interesant, foarte plastic, domnule profesor, chiar plastic de tot ce ne-ați prezentat acum prin aceste exemplu. Doamna Naber, stăteam și l-ascultam cu mare interes și pe domnul profesor după ce v-am ascultat pe dumneavoastră și mă gândeam că acum tehnologia zilelor noastre permite absolut orice. Deci cred că cele mai multe, pentru că pomeneați și dumneavoastră și domnul profesor, cred la un moment dat, nu, dumneavoastră ați pomenit, doamna director, treaba cu a depista, cum se poate depista, cum se poate, da? Ei, acum știți și dumneavoastră foarte bine, dacă acum 20 de minute discutasem cu colegii de-ai noștri din presă, presa din această perioadă, presa se poate face și într-o școală, se poate face și cu telefonul mobil și știți foarte bine amândoi că cele mai multe cazuri, din păcate, de astfel de agresiuni în școli sunt filmate de alți elevi și cam așa ajung ele la direcțiune, la inspectoratele școlare. Dar vă întreb eu pe dumneavoastră, doamnă Naber, ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi filmate aceste secvențe de viață teribile? Mulțumesc foarte mult pentru întrebare, pentru că în genul acesta de întrebări sau în urma unor astfel de întrebări s-a născut și această campanie. Ar fi ideal și extraordinar dacă noi am reușit să identificăm, să interiorizăm aceste semne de bullying și să nu ajungem să le identificăm sau să aflăm despre ele doar după ce sunt transmise de către un copil sau de către altul, către direcțiune sau către inspectorate. Deci campania își propune tocmai să aducă în discuție și să fenomenul de bullying, cât este de important să discutăm despre bullying, cât este de important să identificăm bullying-ul și să-l tratăm și să reacționăm în fața lui ca atare, să nu ne ascundem în spatele nostru, da? Ci mai degrabă să ne asumăm responsabilitatea față de ceea ce vedem, față de ceea ce identificăm, să-i educăm pe cei de lângă noi, pe cei cu care suntem împreună în școală, cu cei cu care suntem împreună pe drumul către școală și în comunitățile din care venim, astfel încât să nu ajungem să identificăm cazurile de bullying doar după ce este prea târziu sau să le identificăm doar dacă accidental sau nu au fost filmate și transmise mai departe. Deci campania are această componentă de educare și de educație și de conștientizare asupra importanței recunoașterii și transmiterii informațiilor referitoare la bullying. Adică ai fost, așa cum, spre exemplu, 70% dintre copiii noștri ne-au spus dacă i-am întrebat. Da, am fost, fie martor, fie am
fost subiectul unei acțiuni de bullying. Mi s-a alăturat... Da, terminați-vă ideea, doamnă. Este această campanie are acest element, această componentă extrem de importantă de educare. Nu trebuie să ne fie frică să comunicăm și să ducem mai departe informații despre bullying, pentru că trebuie să se intervină asupra acestui fenomen și doar în condițiile în care știm despre el putem să intervenim. Și știm doar dacă ne educăm asupra ceea ce înseamnă. Absolut. Mulțumesc că v-ați terminat. Scuzați-mă că mai intervin eu peste, dar știți, cu tehnologia asta, Skype e puțin mai... Puțin așa mai... este și la școala online, să știți. Exact așa este. Da, mi s-a alăturat telefonic de această dată doamna Rodica Marchiș, domnia sa fiind director la școala gimnazială Sunt Paul din județul Cluj. Sărut mâinile, doamna director. Bună ziua și salut pe toți cei care ne ascultăm. Doamna director, probabil ați auzit măcar o parte din această discuție pe care o port de câteva minute bune cu doi invitați. Da, am auzit un pic. Da, spuneți-mă, rog, la școala pe care cu onoare o conduceți, școala gimnazială Sunt Paul, ați avut astfel de probleme? Știu că e foarte greu ca un director să dea din casă, dar vorba doamnei Navăr, cheia este în onestitate, cheia este în tot ce înseamnă recunoașterea unor fapte, că de acolo se poate pleca mai departe. Eu aș putea să spun că au fost copii în școala noastră care în perioada aceasta pandemie, când am lucrat online, au beneficiat de tablete cu internet. De fapt, ei s-au regăsit pentru prima dată în situația de a avea un dispozitiv inteligent și posibilitatea de a naviga pe internet. Și atunci capcanele au fost mult mai mari pentru ei, chiar dacă le afli pe parcurs, pentru că ei au petrecut mult mai mult timp online decât erau orele, tenta să descopere cât mai amănunțit acest râm care era necunoscut pentru ei. Și nu cunoșteau pericolele la care se pot expune atât ei cât și părinților, că mulți dintre părinți nu aveau un telefon inteligent sau nu aveau internet. Și astfel, noi participând la... Am înțeles. Domnul director, dar dacă în mod sigur ați depistat măcar un caz, nu? Au fost, da. Au fost cazuri. Ce ați făcut? Sigur. Ce ați făcut în momentul respectiv? În primul rând, imediat ce l-am depistat, am încercat să luăm legătura atât cu părinții cât și cu copiii, și dintr-o direcție și din cealaltă, pentru a ne informa. Pentru că atunci când asculți o poveste... Bun, și după ce ați primit informația... Părți. Și după aceea am încercat să le explicăm fiecăruia și să-i conștientizăm prin jocuri de rol. Gândește-te, pune-te în situația copilului sau pune-te în situația lui. Tu cum te-ai simți în această situație? Ce s-ar întâmpla? Deci, în primul rând, trebuia să conștientizăm acest fenomen. Am înțeles. Mă îndrept către specialist. Doamna Navăr, cum vi se pare? Ce au făcut prea puțin părinți, dascăli în toată această perioadă vis-a-vis de aceste agresiuni verbale și probabil nu numai verbale? Ce s-a făcut bine? Ce trebuie continuat? Cum trebuie continuat? Adică vă întreb acum așa pe repede înainte un fel de ghid de bune practici, dacă îmi permiteți. Da, sigur că da. Nu aș spune nu s-a făcut bine sau ce nu s-a făcut bine. Eu sunt sigură că fiecare dintre noi a făcut ceea ce a putut să facă adaptându-se la tot contextul prin care, așa cum spunea și doamna profesor, nu am mai trecut până acum. Școala a răspuns așa cum a putut și cadrele didactice. La fel, părinții, pe de altă parte, de foarte multe ori nu au știut cum să răspundă și au asistat neputincioși la ceea ce li se întâmplă copiilor lor. Organizațiile non-guvernamentale, așa cum este World Vision România, a intervenit cu specialiști. De asta este extrem de important să avem consilieri în școli, să avem psihologi în școli, să avem oameni care știu cum să identifice. Cum stăm la capitolul acesta? Avem, n-avem, prea puțin, prea mulți? La capitolul acesta știm foarte bine și discutăm de foarte multă vreme că este insuficient numărul de consilieri pe care îl avem în școli, că ai noștri copii din rural nu au acces la servicii de consiliere și nici cei din urban
și așa mai departe. Deci este clar că este nevoie de investiție în această zonă, este clar că este nevoie de strângerea rândurilor cumva și de colaborare. Cine ar trebui să facă această investiție? Inspectoratele școlare, primăriile de care aparțin școlile, Ministerul Educației sau... Care este metodologia? Fiecare dintre noi, și știm foarte bine că este o dezbatere zilele acestea pe buget, am văzut foarte bine, resursele sunt limitate, dar sunt sigură că dacă fiecare dintre noi, acele resurse limitate pe care le-am avea, le-am direcționa în zonele de risc sau în zonele care ne generează foarte mare risc pentru educație, pentru că să nu uităm, toate aceste cazuri de bullying sau de cyberbullying ajung într-un final să ducă la abandon școlar, la rezultate proaste la învățătură, la rezultate proaste la evaluări și așa mai departe. Deci, revenind, cred că dacă fiecare dintre noi am prioritiza sau am fi intenționali în a investi resursele pe care le avem împreună și fără a ne dubla sau știind unii de alții, asta este foarte important, dacă le-am investit în direcția în care trebuie să investite, cu siguranță am genera un impact pe zona aceasta. Domnule deci, director. Da, mai sunt foarte multe lucruri de făcut, dar eu cred că dacă vom cunoaște realitatea, vom și putea găsi măcar parțial resurse cu care să prevenim astfel de fenomene. Domnule profesor Zdrobiș, spuneți-mi, vă rog, la dumneavoastră există astfel de consilier sau tot ce a pomenit doamna director executiv? Există, sigur că da, suntem norocul nostru, chiar dacă suntem în mediul rural, e faptul că suntem o școală numeroasă, aproape o școală mare cu aproximativ 1000 de elevi, preșcolari, elevi de ciclul primar, gimnazial și rolul licear. Acelui consilier este, hai să vă întreb atunci, nu, fișa postului, dacă îmi permiteți, acoperă toate cele expuse de doamna Nabăr? Da, da. Acoperă și chiar am avut o colaborare, am avut câteva situații în toamnă, la nivelul clasei la care sunt diriginte, o situație un pic... Cât de deschiși sunt elevii? Am apelat la dumneaei, la orele de dirigenție, am avut 3 astfel de ore în care am reușit să punem în practică niște activități tocmai de coeziune a grupului. Asta este principalul lucru. Vedeți dumneavoastră, aici este o problemă și referitoare la arhitectura școlii noastre în general și mă refer la arhitectura care ține mai degrabă de note. Promovăm în rândul copiilor atât de mult acest sentiment al competiției, încât ei uită ce înseamnă... Foarte bună competiția, pentru că mai scade din alte probleme inerente. Doamna Rodica Marchiș, sunteți alături de noi, da? Telefonic. Da, da. Aveți astfel de consilieri în școala dumneavoastră? Nu, și n-am avut niciodată. Am avut noroc cu parteneriatul acesta cu World Vision, astfel încât au venit și la noi în școală psihologi și consilieri. Deși noi am solicitat, la un moment dat ni s-a spus că putem să-i transportăm pe elevi la Cluj. Ne-au spus care ar fi ziua și orele disponibile ca să îi consilieze pe elevi. Deci ar fi necesar. Știu, noi suntem o școală mult mai mică și nu avem astfel de post, dar necesit. Poate că ar fi bine a se regândi acea organigramă și vorba doamnei Nabăr să existe în toate școlile. Doamna Nabăr. Minunat ar fi, minunat. Da. Spuneți-mi, vă rog, prioritatea absolută pe termen scurt, care ar fi din punctul de vedere al organizației pe care o reprezentați? Să fim alături de copii și să fim alături de comunitățile în care lucrăm, să ne uităm la acces la educație și asta înseamnă inclusiv o pereche de ghete cu care copilul să se încarce și să ajungă la școală și să fim atenți și la calitatea educației. Asta înseamnă inclusiv investiția în profesori, lucrul cu ei, pentru că fără ei nu putem face educație. Și nu în ultimul rând digitalizare și metode și tehnici care totuși se discută despre digitalizare de an bun, se tot discută, poate că acum în perioada care urmează se va lucra mai mult pe această temă. Suntem chiar la final, dar n-am cum să nu vă întreb, tot am vorbit despre școală, despre școli, despre profesori, despre elevi. Doamna Nabăr, în foarte pe scurt, care ar fi mesajul noastră către părinți? Este foarte important să își prioritizeze copilul, este important să comunice cu copilul și este important să fim preocupați în această perioadă de toate pericolele, așa cum putem noi să le identificăm ca părinți,
care pot să apară în jurul copilului nostru. E important să comunicăm cu ei și să le transmitem acel sentiment că pot să aibă încredere în noi ca părinți. Vă mulțumesc foarte mult. A fost o discuție foarte interesantă, zic eu. Era, de fapt, în prelungirea primei discuții cu colegii din presă. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Să sperăm că până data viitoare se mai echilibrează acest număr al consilierilor și tot ce ne-a spus doamna director executiv. Doamna Marchiș, mulțumesc pentru participare, domnule Zdrobiș, la fel. Să avem cât mai puține astfel de probleme despre care am purtat discuția de astăzi. Cam atât pentru azi la ediția de astăzi, Regiunea în Obiectiv, dragi telespectatori. Nu uitați de purtarea măștii și toate cele bune. Sănătate, sănătate și iarăși sănătate. Rămâneți alături de Televiziunea Română.